Am ajuns în capitolul 3 cu ciclul nostru de meditații din Isaia. Am zis că am luat hotărârea aceasta să parcurgem cartea Isaia pentru că este o carte profetică, o carte care a fost extrem de relevantă pentru poporul Israel în acel moment, dar privește și în viitor și are în vizor chiar și Biserica lui Hristos. Și este o carte care este extrem de relevantă pentru starea actuală în care ne aflăm noi astăzi. Și am putea ca să învățăm mult de la această carte. Capitolul 3 este un capitol greu, nu de înțeles, dar de acceptat. Este un capitol care este intitulat editorial de judecata lui Dumnezeu asupra poporului. Și, într-adevăr, judecata lui Dumnezeu este tema centrală a pasajului. Pasajul este așa de clar încât nu necesită foarte mult profunzime în studiu ca să înțelegi ce vrea să spună Dumnezeu prin Isaia. Este foarte clar. Dumnezeu intenționează ca să se judece cu poporul său și să pronunțe judecata lui asupra poporului. Cheia textului se află în versetul 8. Ierusalimul s-a clădinat și Iuda s-a prăbușit, pentru că vorbele și faptele lor sunt împotriva Domnului, sfidând prezența sa glorioasă. Judecata lui Dumnezeu este rezultatul acțiunilor noastre. Vorbele și faptele noastre împotriva lui Dumnezeu sunt cele care declanșează judecata lui Dumnezeu peste poporul său și peste noi. Condamnarea este cu atât mai gravă pentru că aceste fapte și aceste vorbe vedem că au fost făcute în prezența sa glorioasă. A sfida înseamnă a trata cu dispreț. Acțiunile noastre păcătoase sunt strigătoare la cer pentru că suntem poporul ales al lui Dumnezeu. El s-a descoperit față de noi. El este în mijlocul nostru. Și noi îl sfidăm, păcătuind în continuare cu faptele și vorbele noastre. El este prezent în mijlocul nostru și noi îl sfidăm. Toată lumea păcătuiește. Toți sunt păcătoși, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar nu toți au primit măsura de har care am primit-o noi, Biserica lui Hristos. Nu toți au primit harul special care a primit poporul ales al lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru și noi păcătuim în prezența sa, cu fapta și cu vorba. Și acest lucru, această sfidare, declanșează judecata lui Dumnezeu asupra noastră, asupra poporului său. Am auzit până în acest moment, în ciclul nostru, că problema omului este dorința lui de a fi autonom, de a fi suveran peste viața și veșnicia lui. De a se baza pe propriile lui puteri. Și aici Dumnezeu vine și spune, am să rezolv eu problema aceasta. Vedeți la versetul 1. Acum stăpânul domnilor știrilor va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin și ajutor. Toată pâinea, toată apa, absolut tot, orice sprijin și ajutor. Această capcană este deosebit de mare atunci când lucrurile merg bine. Această tentație de a crede că suntem cu adevărat autonomi, că putem ca să avem control asupra vieții noastre, este deosebit de mare atunci când lucrurile merg bine. De aceea judecata lui Dumnezeu țintește să dărâme acest idol fals al omului,
această încredere în sine. Și versetul 1 ne spune, voi lua orice sprijin și ajutor. Când Dumnezeu te lasă fără sprijin și fără ajutor, când te lasă fără nimic în afară de El, este cel mai iubitor lucru pe care îl poate face. Suntem așa de împietriți că Dumnezeu câteodată trebuie să ne ia totul ca să putem vedea că de fapt doar de El aveam nevoie. Dumnezeu vine și spune că se va atinge și de lucrurile cele mai elementare dacă e nevoie. De pâine și de apă. Nimic nu este exclus de subjudecata lui Dumnezeu. Dar țineți minte de data trecută că aici și acum, cât încă mai respirăm pe acest pământ, judecata lui Dumnezeu, mustrarea lui Dumnezeu este pentru cei ce iubește. Mustrarea lui Dumnezeu prin lipsirea noastră de anumite lucruri chiar esențiale câteodată este un act de dragoste pentru că intenționează Dumnezeu să ne atragă atenția la faptul că am căzut în această capcană a iluziei de autonomie a omului. Din versetul 2 până în versetul 7 vedem că judecata lui Dumnezeu atinge toate aspectele vieții, toate aspectele societății în care trăim. Orice viteaz și soldat, judecător și profet, licitor și bătrân, orice căpetenie peste 50 și demnitar, sfetnic, meșteșugar, priceput și vrăjitor iscusit, absolut tot este atins. Viteazul și soldatul, forța noastră fizică și militară este atinsă de Dumnezeu. Sentimentul nostru de siguranță într-o societate liberă și de drept, zicem noi, mergem pe stradă și în mare parte suntem în siguranță. Nu trebuie să fie așa. Putin putea să invadeze România. Este numai un pic mai încolo de la Ucraina. Nu și-a pus ochii pe România pentru că a lăsat Dumnezeu să fie pe Ucraina. Nu credeți că este alt motiv. Da, sociologic, economic și așa, istoric, așa mai departe, sunt motive pentru care ei sunt în conflictul respectiv și nu noi. Dar dacă este nevoie, vom fi noi. Orice căpătenie, orice sfetnic, orice om priceput, în alte cuvinte, toți oamenii de valoare ai societății îi va elimina Dumnezeu dacă este nevoie. Stați-vă mai încolo, le voi da băieți drept conducători, prunci. Așa de disperată va ajunge situația în poporul lui Dumnezeu, încât un copil va fi considerat vrednic să conducă. Vedem în versetul 6 că starea economică devine așa de gravă, încât un om care are o mantie, o haină, este considerat un om bogat și un om vrednic ca să fie conducătorul lor. Imaginați-vă cât de disperată și de săracă trebuie să ajungă situația într-un popor, într-un oraș, încât omul din oraș care are o haină este desemnat automat primarul. Evident că tu ai cea mai bună stare economică, tu înțelegi cum merge lumea aceasta pentru că ai o haină pe spatele tău. Hai, condu-ne tu! Versetul 5 ne arată efectele judecății lui Dumnezeu în relațiile noastre. Oamenii se vor asupri unii pe alții, cel tânăr împotriva celui bătrân. Să știți, oamenii nu sunt așa de răi precum ar putea fi. V-ați gândit vreodată la asta? V-ați gândit vreodată la faptul, de exemplu, că dacă ai luat toate gândurile rele pe care le-ai avut și ele nu ar fi doar gânduri și s-ar înfăptui, cum ar arăta lumea aceasta? Dacă de fiecare dată când te-a enervat cineva, s-ar veni ca să-i tragi una, nu numai ai gândi-o, dar ai face-o. Și el ție.
Dacă nu te oprește polițistul și îți ia permisul pe nedrept, în loc să ți-l ia, te împușcă. Că l-ai enervat. Oamenii nu sunt așa de răi precum ar putea fi. Faptul că omul în starea lui decăzută nu este de-a dreptul demonic, nu face tot răul care poate ca să facă. Faptul că societatea în care trăim are un anumit grad de civilizație între ghilimele nu este datorită faptului că noi suntem buni ca și oameni. Ci harul general al lui Dumnezeu, harul care se revarsă într-un fel peste toți oamenii, peste cei buni și peste cei răi, este cel care ține sub control răutatea care este în om. Când Dumnezeu își ridică mâna, suferă toate aspectele unei societăți. Uitați-vă în locurile unde sunt genocid. Se omoară sute de mii de oameni. Nu clipește nimeni. Uitați-vă în India, unde e rata cea mai mare de viol din lume. Vasluiu este pui pe lângă India. Și tot nu-s oamenii așa de răi cum ar putea fi. Când Dumnezeu își ridică mâna, toate aspectele societății noastre sunt afectate. Faptul că lumea este, între ghilimele, civilizată, faptul că poți ieși pe stradă și nu-ți dă cineva în cap acum, este doar harul și îndurarea lui Dumnezeu. Oare noi ne putem regăsi în această stare? Ca țară, din păcate, cred că putem ca să ne vedem. Aceste elemente sunt prezente în societatea noastră din România, mai ales dacă vorbim despre pruncii puși în conducere. Am ajuns așa de ridicol încât avem fotomodele în Parlamentul European. N-am găsit pe cineva mai bine să ne reprezintă. V-ați gândit vreodată? Ce spune asta despre societatea noastră? Noi râdem, ne uităm la știri și spunem, uite, și-a pus Băsescu fiica în, nu știu dacă mai este în Parlamentul European, cred că mai este. Din păcate, cred că și biserica din ziua de astăzi se află într-o stare similară. Biserica este condusă de niște copii, chiar dacă au păr alb pe cap. Sunt niște prunci spirituali care conduc Biserica lui Hristos în ziua de astăzi. Generațiile se războiesc între ele în biserici, cel tânăr împotriva celui bătrân, cel onorat împotriva celui de rând. Păstorii bătrâni cu păstorii tineri să luptă ca să nu cumva să ajungă tânărul să ia postul. Aici sunt frate tânăr care a absolvit institutul la o biserică, nu-i dau numele să protejăm pe cei inocenți, că l-a tras păstorul lui deoparte, merge la o biserică undeva în zonă. După ce a slujit și a zis, o să fii și după masă. Nu că mă duc până la Zalău. Vezi să nu cumva să te duci la biserica aia Sfânta Trăim. Îți stai crac. Este uimitor. Ne aflăm și noi exact cum zice textul, dacă uitați în textul nostru. Nu este nimeni să stăpânească peste această grămadă de ruine. Nu este nimeni să fie doctor. Casele lor sunt pustii de caracter duhovnicesc. Financiar o ducem bine. Am ieșit din criza economică ca și țară și ca și biserici. Să construiesc locașe de cult. Să fac tot felul de activități, de concerte creștine și așa mai departe. Dar spiritual, cred că suntem o grămadă de ruine.
Poate și-a luat Dumnezeu pentru o clipă măcar orice sprijin din viața noastră. Ca să revenim din nou la El, dependenți total ca și popor al Lui. Dacă s-ar atinge Dumnezeu în viața noastră de apă și de pâine, poate că ar fi cel mai binecuvântat lucru care mi s-a întâmplat. Eu eram mic când comuniștii erau la putere. Nu țin minte mare lucru decât ceea ce mi s-a povestit. Eu nu stau bine cu memoria oricând. Eu nu țin minte mare lucru ce am făcut săptămâna trecută. Dar mi s-au povestit. O frază care se spune foarte des între cei care au fost prezenți, între cei care au slujit în vremea aceea, între cei care au fost anchetați și băgați la pușcărie și care au avut de suferit, despre calitatea omului credincios din perioada aceea era fraza aceasta. Atunci, nu oricine era pocăit. Era un preț de plătit. Astăzi este ceva de câștigat, nu de plătit. Dacă s-ar atinge Dumnezeu de pâinea și de apa noastră în ziua de astăzi, poate ar fi cel mai binecuvântat lucru pentru bisericile din România. Pentru că ne merge așa de bine, încât nu vedem că în mod spiritual suntem în ruine. De la versetul 8 la versetul 12 ne arată această prăbușire a Ierusalimului. Ierusalimul s-a clătinat și Iuda s-a prăbușit, pentru că vorbele și faptele lor sunt împotriva Domnului. Sfidând prezența sa glorioasă, înfățișarea feței lor mărturisește împotriva lor, își arată păcatul precum făcea Sodoma, nu-l ascund. Vai de ei, și-au adus nenorocirea asupra lor. Spuneți-le celor drepți că de ei va fi bine, ei se vor bucura de rodul faptelor lor. Vai de cei răi, nenorocirea este peste ei, pentru că li se va face după faptele lor. Copiii îmi asupresc poporul, iar femeile îl stăpânesc. Poporul meu, conducătorii voștri, vă duc în rătăcire și încurcă mersul căilor voastre. Istoricii au multe teorii despre cum se ridică și se coboară imperii în istorie. Biblia, în schimb, nu are teorii. Ea ne spune cu certitudine cum se întâmplă acest fenomen. Imperiile mari se ridică atunci când sunt în planul lui Dumnezeu să se ridice. Atunci când este după voia lui Dumnezeu, atunci când ele sunt după voia lui Dumnezeu și se prăbușesc atunci când îl părăsesc pe Dumnezeu sau când Dumnezeu și-a încheiat lucrarea cu el. Restul celelalte sunt tangențiale. Teorii economice, teorii filosofice și teorii politice sunt tangențiale. Felul în care imperii se ridică și se coboară sunt la cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu spune se întâmplă. Versetul 9 ne arată cel mai bun indicator despre punctul de picaj a unui imperiu. Cât timp o societate mai are încă rușine față de păcatul ei, cât timp o civilizație stă îndreptată într-un fel spre Dumnezeu, binecuvântarea lui este asupra lor. Dar când păcatul nu mai este o rușine, când își arată păcatul și nu-l ascund, declinul a început. Pentru că acest afront împotriva lui Dumnezeu este declarația omului de autonomie. Cât timp eram jos, cât timp aveam nevoie de Dumnezeu, am știut să ne rușinăm de păcatul nostru. Dar când am ajuns sus, când suntem suficienți de puternici ca să credem că nici Dumnezeu nu ne mai poate controla, atunci îl sfidăm pe Dumnezeu și ne mândrim cu păcatul nostru. Uitați-vă la marele imperii moderne, America. Sunt cetățean american, este țara mea și mă doare. Și România este țara mea. Pot să iubesc două țări. Nu este ca și neveste. Ai voie să ai mai mult. Mă doare când văd ce se întâmplă. O țară bazată pe principii creștine. O
clară care menționează că drepturile noastre ca și oameni provin de la Dumnezeu și nu de la stat. Au trecut sute de ani. Au acumulat bogăție și putere ca și imperiu. Și acum sfidează pe Dumnezeu pentru că cred că sunt suficienți de puternici încât nu mai au nevoie de Dumnezeu. Ăsta este semnalul de alarmă. Când o societate ajunge să creadă că nu mai are nevoie de Dumnezeu și sfidează în față pe Dumnezeu, nemai având rușine față de păcatul ei, poți fi sigur că de acolo încolo lucrurile merg doar în jos. Atunci îl sfidăm pe Dumnezeu și ne mândrim cu păcatul nostru în loc ca să ne-l plângem. Același principiu poate fi aplicat bisericii din ziua de astăzi. Problemele morale în ceea ce înseamnă conducerea bisericilor noastre în România sunt îngrozitoare. Și noi stăm nepăsători. Renunțăm la cuvântul lui Dumnezeu mai repede decât renunțăm la un predicator care a căzut. Un predicator care neagă cuvântul lui Dumnezeu poate sta mult și bine în amvonul lui. Un predicator care este prins în curvie sau divorțează, bisericile ies din cult pentru asemenea oameni. Dom'le, nu mai vrem să... Dacă cineva ne impune că nu putem să avem un predicator curvar, noi plecăm din asociația asta de biserici. Renunță mai degrabă la cuvântul adevărat vestit decât la vestitor pe care îl iubesc. Dacă aș avea o dorință, ca și un om care este în situația de a conduce o biserică acum, este să conduc o biserică, că dacă este nevoie într-o zi să fiu disciplinat, să aibă principiile biblice să o facă. Altfel n-am făcut nimic, ne-am jucat de-a biserică. Dacă poi mine, miercuri seara vin și vă spun, știți, m-am gândit că ar fi bine să am și o amantă. Și părerea voastră e, păi, dar predică frumos, fratele. Ne jucăm de-a biserică. Noi ne râdem, dar lucrurile astea se întâmplă. În Zalău, în Cluj, în Timișoara, cazuri concrete. Este punctul de picare. Conducătorii voștri vă duc în rătăcire. Când cei din față au luat o razna, nu sunt satisfăcuți să se ducă doar pe ei în pierzare. Vor să ia cu ei și pe cei pe care îi conduc. Cumva avem impresia că dacă mergem împreună, mergem bine. Că dacă suntem mulți pe un drum, este drumul corect. Mergem bine dacă mergem după cuvântul lui Dumnezeu. Este singurul dreptar. Că suntem 2 sau 3 sau 300 sau 3000. Dacă suntem 3000 și mergem împotriva cuvântului, nu mergem. Și dacă suntem 3 și mergem împreună cu cuvântul lui Dumnezeu, mergem bine. Amin. Cei care stau în față, de multe ori, caută să ducă în rătăcire doar pentru a se convinge ei pe ei înșine că nu sunt rătăciți. Dacă pot ca să mai atrag încă 1000 cu mine, nu pot fi chiar așa de pierdut. De la versetul 13 la versetul 26 este ultima porțiune care începe cu Domnul se ridică să acuze. Stă în picioare să judece popoarele. Este interesant și intenționat aleasă sintagma, nu poporul, popoarele. Dumnezeu este judecător peste toate popoarele. Mai ales poporul lui, mai ales biserica lui. Domnul intră în judecată cu bătrânii și cu prinții poporului său. Voi ați devorat via. Prada de la cel sărac este în casele voastre. Cu ce drept încălcați în picioare poporul și zdrobiți fața celui sărac, zice stăpânul, Domnul oștirilor. Domnul a zis, fiicele Sionului sunt mândre,
umblă cu gâtul întins, aruncă priviri găleșe și călcând cu pași mărunți și cu podoabele zornăindu-le pe glezne. De aceea stăpânul va aduce râie pe captele fiicelor Sionului. Domnul le va dezvăli părțile ascunse. În ziua aceea stăpânul le va îndepărta frumusețea verigelor, a șorișorilor și a lunișoarelor, a cerceilor, a brățărilor și așa mai departe. Și vedem la urmă, în loc de frumusețe, în loc de haină frumoasă, un sac strâmb, în loc de frumusețe, însemânare cu fierul roșu. Bărbații voștri vor cădea uciși de sabie și vitejii voștri vor cădea în bătălie. Porțile Sionului vor plânge și vor geme și astfel Sionul despuiat se va așeza pe pământ. Dumnezeu duce judecata lui până la capăt. Se atinge de toate lucrurile. Dumnezeu se ridică și acuză conducătorii poporului său, ne acuză pe noi, pe care conducem biserica lui. Voi ați devorat via. Ați luat tot ce este mai bun și ați făcut pradă. Asta e acuzația care ne aduce celor care conduc. Și de ce? De ce ați făcut pradă pe sărac? Pentru casele voastre. Nu știu cum putem ca să stăm cu fruntea sus în fața unui Dumnezeu care întreabă cu ce drept îmi încălcați în picioare poporul. Judecata lui Dumnezeu, așa cum zis, se resimte în toate domeniile. Din familie până în biserică. Din biserică până în guvern. Dovada stricăciunii lăuntrice ne arată textul, o purtăm pe din afară. Nu suntem satisfăcuți ca să fim stricați doar pe din lăuntru. Trebuie să ne stricăm și pe din afară. Versetul 16 atrage atenția asupra faptului că această stare de păcat se vede până și în vestimentația noastră. Încercăm să ascundem urăciunea noastră cu haine frumoase, cu bijuterii sclipitoare, cu parfumuri alese. Să nu înțelegeți greșit. Ele nu sunt păcătoase în sine. La fel cum apa și pâinea nu sunt păcătoase în sine. Dumnezeu nu spune că le alungă pentru că a avea o haină bună este un lucru rău. Dumnezeu spune că le alungă pentru că haina respectivă te împiedică dintre a avea o relație corectă cu Dumnezeu, că tu te folosești de obiectul respectiv pentru a te distanța de Dumnezeu. Îți spune clar că ne va da haine să ne îmbrăcăm, acum că nu tot timpul vor fi cele mai de firmă. Asta e altceva. Nu? El spune să nu ne îngrijorăm. Uitați-vă la câmp, cum e îmbrăcat cu flori. Vă puteți voi imagina că v-ați îmbrăcat mai frumos decât a îmbrăcat Dumnezeu câmpul? Și dacă câmpul a îmbrăcat așa de frumos, nu se va îndura și de voi? Problema nu e haina. Problema e ce am făcut noi din haină. Dar versetul 17. Dar Dumnezeu va dezvăli părțile ascunse. Să nu credeți că asta înseamnă că El va veni și va spune, știi, fusta e prea lungă. Nu. Va dezvăli motivația respectivă. Va da de gol actul de idolatrie prin hainele tale. Nu va spune, știi, ești prea îmbrăcată să te duci pe stradă. Du-te mai dezmățat. Va dezvăli rădăcina vestimentației tale. Nu te poți ascunde de Dumnezeu prin vestimentație. Cred că din nou cu tristețe trebuie ca să recunoaștem că ne regăsim. Cum am zis, să nu înțelegem greșit. Esența problemei nu este că suntem îmbrăcați frumoși. Problema este că putem ca să ne ascundem lipsa de valoare și să ne arogăm o importanță care de fapt nu avem prin aceste obiecte. Este și faptul că sfidăm pe Dumnezeu câteodată prin îmbrăcămintele noastre.
Să nu credeți că la nivel mondial lucrul acesta nu se gândește foarte bine. Dumnezeu a venit și a spus în cuvântul său ca să fie distincții clare între femeie și bărbat până la vestimentație. Și moda modernă încearcă din ce în ce mai mult ca să amestece aceste lucruri, încât să nu mai știi dacă e bluc de bărbat sau de femeie. Nu este normal. Și nu este întâmplător. Dacă crezi că este întâmplător, ești naiv. Cel rău conduce lucrurile în așa fel încât tu, mergând pe stradă în skinny jeans, bărbat fiind în toată starea, să-l sfidezi pe Dumnezeu. Că Dumnezeu a zis, băi, dacă cineva din spate se uită la voi doi, trebuie să știe care e bărbat și care e femeie. Problema nu e blugul. Problema e cel care poartă blugul respectiv. Dar Dumnezeu le va îndepărta și pe acestea dacă sunt o problemă în viața noastră. Dacă nu știm să ne raportăm corect și devine o problemă în viața noastră, le va alunga să nu mai ai blugi. Să nu mai ai haine. Dacă nu știi, păi mă pot duce cu haina asta la biserică sau nu mă pot duce cu haina asta la biserică? Păi, cred că n-ar trebui să-mi duc, dacă mă duc. Dumnezeu va rezolva problema. Îți va lua toate hainele și te va lăsa numai cu două. Una de biserică și una de servici. Și nu va fi rău cu tine pentru că o va face. O va face pentru că te iubește. În fața lui Dumnezeu, versetul 18, dar Dumnezeu, cum am zis, va îndepărta și acesta. În ziua aceea, stăpânul le va îndepărta frumusețea. Cum adică un Dumnezeu iubitor ne îndepărtează frumusețea? Mă și dimineață, Dumnezeu nu intră în competiție cu nimeni pentru slavă. Este doar a Lui. Dacă noi încercăm să intrăm în competiție cu Dumnezeu prin frumusețea noastră, dacă noi devenim competitori cu Dumnezeu la frumusețe, oare cât de frumos pot fi eu, încât să atrag atenția asupra mea și nu asupra lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va scăpa de toată frumusețea noastră. Și o face oricum. Timpul o face. Când ești tânăr, stai ore întregi în oglindă. Eu n-am stat niciodată, nu pentru că nu am avut și eu fantezii în capul meu, pentru că așa a fost soiul meu. Eu n-am stat, deci acum am tus scurt ca să nu trebuie să mă piac. Stai ore întregi. Eu mă mir, de exemplu, fetele care se duc la mall. Nu am o la ABC. Ce care aveți fete? Sunt fete la ABC, le trebuie o oră să se pregătească. Nu înțeleg. E peste drum. Care-i? E haios, dar nu e haios. Pentru că în interiorul fetei respective e ceva de genul. Dacă mă vede cineva, trebuie să creadă despre mine că-s frumoasă. Dar de ce trebuie să creadă asta despre tine? Ce se întâmplă? Ar cădea pământul de pe axa lui dacă n-ar crede respectivul despre tine că ești frumoasă? Nu înțeleg. În fața lui Dumnezeu nu putem sta decât descoperiți. Așa cum suntem noi. Ați văzut în textul de dimineață, Domnul Iisus spune la un moment dat, dar eu vă știu, nu aveți dragoste de Dumnezeu. Toate argumentele lor, toată religia lor n-a putut ascunde faptul că, de fapt, în lăuntru lor era lipsă de dragoste de Dumnezeu. Toată civilizația noastră, toată puterea noastră economică, casele noastre, mașinile noastre, hainele noastre, nu pot ascunde că în noi este o gaură neagră numit păcatul. În fața lui Dumnezeu stai gol și descoperit total. Sufletul tău nu poate fi ascuns de Dumnezeu cu nimic. Ioana încearcă la un moment dat ca să fugă, să se ascundă de Dumnezeu. Știți cum se termină. N-ai unde să alergi și te ascunzi de fața lui Dumnezeu. Dumnezeu se judecă cu poporul său. Și le promite în acest text și ne promite nouă că dacă este nevoie, și
mă doare ca să constat din ce în ce mai mult că este nevoie. Le promite că va apăsa asupra lor în așa fel încât să rămână dependenți de El total. Nu știu cum altcumva ca să concluzionez decât să zic să ne rugăm ca El să se atingă și de noi. Să ne rugăm ca să scoată din viața noastră absolut totul ce ne împiedică de a fi după voia Lui. Amin. Este o linie foarte subtilă între binecuvântare și povară. Dumnezeu vrea să ne binecuvânte. Toate lucrurile astea, apropo, care le ia, și cu asta vreau să concluzionez și mai mult moment de rugăciune, El le-a dat. Conștientizați asta. El nu ia nimic ce ne-a dat. Apă, pâine, viață, civilizație, societate, bani, familie, biserică, frumusețe. Toate El le-a dat. A fost bun când le-a dat. Cu noi a fost bun. Și este bun cu noi când le ia. Diferența între când le dă și când le ia suntem noi și felul în care ne raportăm la darurile acestea. Am mai zis-o, dacă Dumnezeu vrea să-ți dea o mașină și ea se gândește, aveam nevoie de o mașină, așa, un motor de 1.5, cu 5 locuri, să duci niște frați la adunare, nu am mai zis-o. Și zici, Doamne, te rog să mă binecuvânți cu o mașină. Eu cred că Dumnezeu te-a binecuvântat, te va binecuvânta cu o mașină. Diferența lui că, de cel mai multe ori, nu suntem satisfăcuți cu mașina care ne binecuvântă El. Și zici, ce pe știi, mașina aia de 1.5, a fost una de 3 litri, să fie mai puternică, să fie nu știu cum. Și la un moment dat ne trezim și cu mașina aia, zicem, Doamne, mulțam, și constatăm că e o povară pentru noi. La primul service, mergem la Mercedes sau la Audi, 20 de bilioane. N-am bani. Știi ce? Vreau să fac un lucru bun, să dau niște bani la niște sărate, dar acum trebuie să-mi fac mașină. Sfidezi pe Dumnezeu. Nu? Și mulțumești pentru oportunitatea să-L sfidezi. Este strigător la cer. Mai zis, vrei un serviciu. Dumnezeu spune în față două joburi, da? Jobul numărul 1 plătește 15 milioane. Dar ești liber duminică. Jobul numărul 2, 20 de milioane. Dar trebuie să lucri duminică, nu poți să mergi la plătășie cu frații. Care alegi? Jobul 2. Hai să fim serioși. Statistic vorbind. Jobul numărul 2. Și culmea e că duci acasă și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru serviciul numărul 2. Dumnezeu dă toate binecuvântările. Dar dacă noi nu știm să ne raportăm la ele în mod corect, dacă noi nu știm ca să le folosim spre slava Lui și în scopurile Lui, El la fel de repede le ia. Pentru că dacă nu le ia, El ne omoară. Apa, pâinea, familia. Familia este o binecuvântare extraordinară, dar este și obiectul de idolatrie numărul 1 în viețile noastre. Cum își iubesc părinții copiii sau soții, soțiile, mai deja am mers pe tangentă, dar îmi permiteți, suntem duminică seara să permitem mai, un pic mai multă libertate. Mie mi-e scârbă când văd, de exemplu, eu folosesc Facebook-ul, să nu mă judecați, încerc să folosesc în scopuri evanghelice, în sensul că postez lucruri care sper ca să atragă pe oameni la Cuvântul lui Dumnezeu. Dar când văd fete și băieți creștine care pun pe Facebook, tu ești tot de ce am nevoie în lumea aceasta. Scârbos. Eretic chiar. Eu vreau să spun, atunci nu ești creștin. Dacă soția ta este tot ce tu ai nevoie în lumea aceasta, nu l-ai cunoscut încă pe Dumnezeu. Asta este adevărul. Binecuvântările cele mai mari ale lui Dumnezeu sunt și pericolele cele mai mari care diavolul și firea noastră le poate folosi împotriva noastră ca și obiecte de idolatrie. Mici Dumnezei în viața noastră, care să ne creeze o senzație de autonomie. Nu? Ajungi un copil, ești dependent de părinte. De aia zice Dumnezeu, să nu credeți că Dumnezeu spune, Domnul Iisus spune de copii, că nimeni nu va vedea împărția cerurilor dacă nu va fi ca și acest copilaș, ca
Așa ce copilaș, pentru că copiii sunt foarte cuminți. Nu e asta ideea. Ați văzut dimineață, au fost cuminți? Au fost cuminți. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să crească, să fie cuminți. Nu e asta ideea. Copilul nu-i cuminte din firea lui. Un copil needucat nu e în mod natural cuminte, nepăcătos. E păcătos să-l pună aici jos să se joace, primul lucru care vrea e să meargă la priză. Îi spun să nu meargă la priză, de-aia merge la priză, că i-am spus să nu meargă la priză, da? Îi spun să stea cu minte, el nu stă cu minte. Și Domnul Iisus spune, dacă nu veți fi ca și acești copilași, nu veți vedea împărăția. La ce se referă? Dacă nu veți fi dependenți, dependent, un copilaș e dependent total de părintele lui, pentru apă, pentru pâine, pentru viață, pentru absolut tot. Și Domnul Iisus spune, trebuie să fiți ca și ei. Ei nu sunt autonomi. Ei sunt dependenți total de cei care i-au născut. Așa trebuie și voi să fiți. Ei, noi când creștem mari și începem și acumulăm aceste binecuvântări, ele creează în viața noastră o senzație de autonomie. Cu fiecare an ce creștem. Am primit buletinul, dar nu asta se întâmplă. Gândiți-vă în viața voastră. Când ești mic, iei buletinul. Acum n-am luat buletin, că am imaginez, am luat și eu altceva, carte de identitate sau de la școală, când, de la liceu. Ei, acum am 14 ani. Deja te duci și zici, mamă, tată, nu trebuie să mai vin acasă la ora 8. Pot să stau până la 10. Sunt mai independent. Da? Ești de la liceu. Alt grad de autonomie. Nu la Cluj, la facultate, să fac eu ce vreau. Te căsătorești. Ai o soție, copii, casă, mașină. Ce se întâmplă? Începi și te crezi din ce în ce mai autonom. Construiești în jurul tău o impresie că tu ai o stabilitate oarecare. Până acolo că îți duce mintea să zici, am tot ce-mi trebuie. Eu cu fratele Iuliu mai mergem la un foișor. Sus pe un deal foarte frumos, o să vă invite și pe voi cu siguranță. Și câteodată sâmbăta, mă invită și pe mine acolo și chiar e aproape de unde stau și îmi prinde foarte bine. Sâmbătă, de obicei, prins cu pregătiri și o oră în care să ies ca să stau în natură un pic, e foarte bine și așa în glumă, el mai zice, bă, Mihai, aici e raiul meu pe pământ. Eu știu că el o zice în glumă. Dar subconștientul nostru idolatru asta încearcă să facă. Să clădească raiul nostru pe pământ fără Dumnezeu. Ci doar prin darurile care el ni le dă. Și asta a făcut poporul lui Dumnezeu. Asta face biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu în ziua de astăzi, mă întristează să spun, dar creează doar atmosfere în care omul să se simte bine și să uite de starea lui de păcat și de dependența lui de Dumnezeu. Dacă de la biserică pleci numai simțindu-te bine, aia nu e o biserică evanghelică. Cel mai sănătos pentru tine e să pleci de la biserică simțindu-te prost, păcătos. Atunci Dumnezeu poate să îndure de tine dacă ești păcătos și ai nevoie de El. Dar dacă tu ai tot, tot e bine. Ești autonom. N-ai nevoie de nimic. Așa că rugăciunea pentru cu care vreau să încheiem este aceasta. Să ne rugăm Domnului ca El să se atingă și de noi. Și să scoată din viața noastră absolut totul ce ne împiedică să fim dependenți de El. Amin? Amin. Amin.